35 de minute, ascultați Radio România Actualități, la prietenii de la 10, spunem astăzi, da, și eu pot, și îndemnul vine de la Gabriela Elena și Cristian Daniela Erinei. Bun venit la prietenii de la 10, în primul rând. Bine v-am găsit, mulțumim de invitație. Bună ziua și bine v-am găsit. Da, și eu pot este un program. Ce înseamnă, de unde a venit ideea programului, cum a pornit, cum a demarat și ce vrea să spună pentru prietenii de la 10 care au deschis aparatele de radio mai târziu și care n-au auzit de programul ăsta până acum? Un program. Este un îndemn, da, de fapt. Un îndemn. Este un proiect care a venit din dorința noastră de a încuraja persoanele diagnosticate cu diabet, insulinodependenți, să facă mișcare. Pentru că știm cu toții că mișcarea și sportul în general fac bine, nu numai o persoană cu o afecțiune neapărat, ci tuturor. Iar mai mult de atât, o persoană diagnosticată cu diabet împreună cu tratamentul, cu insulina, sportul este benefic și aduce, putem avea o viață sănătoasă și normală, aproape la fel ca celorlalte persoane sănătoase. Și de aici a pornit proiectul Da și eu pot. Am început în 2016 cu turul României pe bicicletă, în 30 de zile, 3000 de kilometri. Și au fost 30 de zile, sau? Și au fost 30 de zile, din fericire. Au fost exact 30 de zile. Au fost 30 de zile plecați de acasă, 25 de zile de pedalat. Și cum au decurs? Cum a fost prima impresie, primul impact, primele dificultăți sau lucruri bune pe care le-ați găsit prin România pe bicicletă? A fost prima experiență prin toată România cu bicicleta sau au mai fost scurte ieșiri pe distanțe mai scurte prin România cu bicicleta? Noi, adică știați despre ce e vorba cât de cât? Noi mergem cu bicicleta destul de des, să spunem. Am mers în jurul Bucureștiului și, mă rog, câteva zone, să zicem, zone turistice. Dar cu turul României am constatat că România are șanse, România e frumoasă. România se vede altfel, cu totul altfel de pe bicicletă. Am întâlnit, când mergi cu mașina, oprești, ok, faci 200-300 de kilometri, ai oprit, ai vorbit cu oameni, oprești în zone turistice, să zicem. Dar cu bicicleta îi vezi pe toți, pentru că mergi cu 15-20 de kilometri pe oră, te oprești destul de des, în sate de care poate nici n-ai auzit sau sunt punctulețe mici pe hartă și vorbești cu oameni. E cu totul altceva. Sunt oamenii diferiți și sunt oameni frumoși în România. Avem șanse. A fost greu pentru că a fost lung. Să stai 25 de zile, 26 de zile să pedalezi e destul de dificil, mai ales că în cazul Gabrielei, ea zice da și eu pot, eu zic da și tu poți mereu. Trebuie să ai grijă și de altceva, nu numai de alimentație, apă, trebuie să ai grijă și de glicemii. Și asta e de fapt provocarea. Pentru că în timpul efortului se întâmplă lucruri și la o persoană sănătoasă se întâmplă lucruri, dar mai ales la o persoană cu diabet apar fluctuații. Am avut oameni care ne-au urmărit, am avut oameni cu care ne-am întâlnit, persoane cu diabet și bicicliști și sportivi ne-au așteptat cele 21 de județe prin care am trecut, mereu au fost oameni cu noi. Care au fost momentele cele mai plăcute de atunci, de la început? Pentru că după 2016 a venit și 2017 și 2018 și vine și 2019. Exact. Nu știu, au fost multe, multe momente frumoase. Plecarea din București a fost extraordinară. Știu că am avut vreo 30 de bicicliști care au pedalat împreună cu noi până în Giurgiu. Pe urmă, lucrurile mărunte care s-au întâmplat pe traseu, oameni pe care i-am întâlnit și ne-au donat, pentru că proiectul nu înseamnă numai plimbarea noastră cu bicicleta. Proiectul, de fapt, a fost o strângere de fonduri pentru copiii cu diabet, pentru că la momentul ăla nu aveau senzori de monitorizare glicemie. Senzorii de monitorizare glicemie, ca să trec un pic în tehnic, sunt niște device-uri care subcutanat măsoară glicemia din 3 în 3 minute, evitând astfel înțepăturile din deget, care sunt destul de neplăcute pentru un adult, dar pentru un copil.
și noi am strâns bani și am cumpărat acest senzor care la momentul acela nu erau decontați de stat. Acum sunt? Acum sunt. S-a întâmplat ceva. Ne place să credem că poate am avut și noi o mică contribuție acolo. N-am fost singuri, bineînțeles, foarte multe asociații luptă pentru și au luptat pentru asta. Dar în continuare nu este rezolvat 100% cazul, pentru că în România sunt 3500 de copii cu diabet, statul român decontează doar 500 de senzori, nu știu cine face selecția și cum se realizează asta. Problema e că nici măcar acei 500 nu se dau, pentru că din ce știm noi și am vorbit cu foarte mulți părinți cu copii cu diabet, a rămas o zonă codașă, din păcate. Oltenia este zona care nu a reușit să ia aceste fonduri, pentru că s-a întâmplat acolo ceva cu licitația și în continuare copiii din jurul spitalului din Craiova, județele Dol, Jolt, Mehedinți, Vâlcea, sunt fără de senzori, să zicem. Cât costă un senzor? Mult. Un senzor, un kit de monitorizare glicemie ajunge undeva la, ca să-l cumperi la început, te duce pe la 1000 de euro. Problema e că sunt niște consumabile, adică senzorul efectiv se schimbă o dată la 6 zile și asta înseamnă 50-70 de euro pe săptămână. Ceea ce un părinte cu un salariu normal în România nu își permite să-i achiziționeze copilului. Tocmai pentru asta am și luptat. Și lupta merge mai departe. Și lupta merge mai departe, nu neapărat pe aceeași temă, pentru că, așa cum spunea Cristi mai devreme, senzorii sunt, în momentul de față, sunt decontați de casa de sănătate, cu toate că am vrea să fie pentru toți copiii, dar vrem să încurajăm în continuare și ne place să credem că am făcut foarte mulți copii care sunt diagnosticați cu diabet să facă mișcare, au început să facă sport, ne trimit fotografii, ne trimit poveștile lor de viață în care fac sport și mișcare și asta ne face să mergem mai departe și să mergem și în zonele din țară unde în turul României și în Intracarpei și în tur pe care l-am făcut anul trecut, noi nu am ajuns și acum derulăm proiectul, se numește Go West, România de la Est la Vest. O să tăiem puțin țara așa pe jumătate. Care e traseul, de fapt? Cristi este cu partea tehnică. Păi încercăm să acoperim zonele pe care nu le-am pedalat. Turul României a fost cât mai aproape de graniță. A urmat Intracarpetia în tur anul trecut, când am avut probleme mari în familie, pentru că au fost 1000 de kilometri, dar cu 10.000 de metri diferență de nivel, adică au fost niște cățărări serioase. Iar anul acesta plecăm din cel mai estic punct al României, de la Sulina. Bineînțeles că nu o să putem să plecăm pe bicicletă de acolo, vom pleca oficial din Tulcea, pentru că din Sulina nu se poate pedala. Trecem munții în zona Buzăului și pe urmă centru, mă rog, Făgăraș, Sibiu, Deva, pentru a termina peste 14 zile în Beba Veche, județul Timiș, care este cel mai vestic punct al României. Deci vom pedala undeva la 1000 de kilometri, 14 zile, cu startul pe 10 august din Parcul Izvor, deja adevărind o tradiție să plecăm din Parcul Izvor. Și dacă tot am anunțat pe prietenii de la 10 cu acest Go West, de la Est la Vest, imn sau tu aveți cumva? Nu. Haideți să încercăm noi o variantă de imn acum de la prietenii de la 10 pentru cei care se urcă pe bicicletă și taie România în două, de la Est la Vest.
De la Gabriela Elena și Cristian Daniel Irinei, la prietenii de la 10, în cadrul proiectului Da și eu pot. E destul de simplu să mergi pe bicicletă, nu? Odată ce ai învățat să mergi pe bicicletă, e foarte greu să uiți să mai mergi pe bicicletă. Cred că nu se uită niciodată. Câți kilometri înseamnă de la est la vest prin România? Să mai aducem aminte încă o dată, prietenul de la 10, ce așteaptă? 1100 de kilometri. Noi ne-am propus să-i facem în două săptămâni pentru că ritmul nostru cam ăsta e de 100-120 de kilometri pe zi. Bineînțeles, vor fi și zile de pauză pentru că sunt oameni cu care trebuie să ne întâlnim prin zonele prin care pedalăm și, mă rog, mai trebuie să ne mai și odihnim. Nu ne-am gândit la imnul ăsta cu Găuesc, pentru că ăsta era ceva cu plecarea din România. Da, și dacă tot mergem puțin mai departe de România, probabil că anul viitor, dacă anul acesta invitați de la est la vest, probabil că va fi de la nord la sud, sau? Și în anul următor, peste vreo 2-3 ani, și în plin Europa, sau? Avem o provocare, da, pe care inițial am zis că o facem anul acesta, dar noi vrem să încurajăm și turismul în România. Vrem să facem Dunărea de la Izvoare până la Vărsare. Sunt undeva tot 3.000 de kilometri, 2.800 de kilometri și să vedem. Avem deja, sunt oameni care ne dau idei ce să mai facem, unde să mai pedalăm și chiar îi încurajăm pe pagina noastră de Facebook, Da și eu pot, sau pe site dașieupot.ro să ne urmărească și de ce nu să ne ajute, pentru că noi în continuare strângem fonduri, vrem să ajutăm pe cei care nu pot să-și gestioneze, până la urmă, tot despre diabet este vorba, pedalăm, dar pedalăm pentru persoanele cu diabet și în continuare au nevoie. Au nevoie și tocmai de aceea anul trecut am avut campania Acces la Sănătate, Acces la Viață, pe care am derulat-o în școlile din Giurgiu, școlile rurale, unde am mers cu medici și asistenți după noi, cu filmulețe speciale pentru copii și le-am arătat ce înseamnă un debut în diabet. I-am învățat cum să recunoască simptomele și ce să facă, să-și ajute bunicii, cei cu diabet tip 2 sau colegii care au nevoie, pot să aibă nevoie de puțin ajutor într-un caz de hipoglicemie sau hiperglicemie. Copiii au fost foarte încântați și anul acesta derulăm în continuare această campanie în școlile din Telorman, o să mergem și sperăm să aibă același succes ca anul trecut. Iar cei care vor să se alăture acestui îndemn de a pedala pentru cei care au nevoie de un sprijin în acest tip de diabet, de tip 1, de tip 2, ce ar trebui să aducă în bagaj pentru a rezista, dacă e pentru prima oară când aud îndemnul ăsta să meargă atât de mulți kilometri, 120 pe zi? Da. Asta înseamnă o viteză medie de? 20 de kilometri pe oră. Cam așa mergem, cu 20 de kilometri pe oră. Pentru că eu țin ritmul, ei merg toți după mine și eu, exact cum ți-am zis mai devreme, îmi place și o să admir și peisajul, nu merg la concurs, număr frunzele în copaci, să se știe. O bicicletă, cum ar trebui să pregătești bicicleta pentru un astfel de traseu? Destul de lung. În primul rând trebuie să fie o bicicletă ușoară, dar totodată solidă, pentru că avem bagaje. Eu sunt cel care încearcă să minimizeze cantitatea de bagaje, Gabi e cea care trebuie să aibă și ceva cosmetice și ceva chestiuță pentru doamne. Întotdeauna este loc în bagaj pentru așa ceva. Bineînțeles, mulțumesc. Dar că vorbeai de persoanele cu diabet, în primul rând, când se apucă să facă sport, foarte important este să se monitorizeze. Nu numai când fac sport, important este să se monitorizeze în permanență și să nu facă ce au văzut la televizor sau ce au văzut la noi.
trebuie să-și adapteze, să adapteze tipul de mișcare și efortul în funcție de răspunsurile pe care le dă corpul. Adică nu vrem să spunem gata, te apuci și faci 120 de kilometri, că s-ar putea să nu fie tocmai bine. Trebuie să vorbească întâi cu medicul. Noi când am plecat în tururi, întotdeauna consultat, Gabi a vorbit cu medicii și a făcut analize, știe cum reacționează, tocmai asta e important să se și pregătească înainte și să vadă ce se întâmplă cu organismul, pentru că la 90% din persoanele cu diabet, când fac mișcare, le scade glicemia. Ei, poate ești în cei 10% la care nu se întâmplă așa, sau depinde de la ce glicemie pleci, pentru că te las pe tine, că tu știi mai bine cifrele astea cu glicemie. Da, vreau să spun că niciodată nu e ok să pleci, nici pentru o persoană sănătoasă, să pleci pur și simplu să faci 120 de kilometri pe bicicletă. Evident, îți trebuie un antrenament înainte. Și atunci, având antrenamentul, acea persoană cu diabet știe dacă în ce momente îi scade sau îi crește glicemia, evident. Și atunci trebuie să avem la noi insulina, care este viața pentru noi, cei cu diabet, trebuie să aibă un glucometru, să-și testeze glicemia mai des atunci când faci mișcare, trebuie să ai ceva dulce în buzunarele pentru o hipoglicemie, să o tratezi de urgență pentru că altfel nu mai poți pedala, și voie bună, apă pentru hidratare. Și vreme bună. În primul rând. Da, când, mai ales când ești pe bicicletă și pleci pe un traseu ceva mai lung, vremea este... Poate să fie prieten sau poate să fie dușman. Important este să nu bată vântul, nu? Mereu bate din față. Așa mereu că... bate vântul, din păcate. În turul României am avut temperaturi foarte mari. În Intracarpatian, mie îmi place să spun că ne-a plouat 14 zile din 2 săptămâni. Din păcate, anul trecut a plouat rău de tot și cred că am avut doar o zi fără ploaie. Sperăm că anul ăsta va fi... Veți prinde săptămâna aceea fără ploaie. Până acum o săptămână, una caldă, una rece. Să vedem. Da. 10 august în start. Dar cu traficul era un îndemn pe final și întrebare de final. Cum v-ați descurcat cu traficul și care ar fi, bă, știu, rugămintea poate pentru cei care sunt în trafic când văd o coloană de bicicliști? Atenție. Există ceva scris acolo în decret, care e de fapt o recomandare. 1,5 metri depășești biciclistul. Și aș adăuga eu, dacă poți să nu-l depășești la 120 de km pe oră, că se face curent. Deci suntem și noi pe stradă și nu încurcăm, nu facem mergem rău. Mergem în șir indian, respectăm regulile. Pentru că da, și eu pot. Evident. Am fost îndemnul de astăzi de la prietenii de la 10, pentru prietenii de la 10, de la Gabriela Elena și Cristian Daniel Airinei. Mulțumim că ați venit la prietenii de la 10. Mulțumim și noi pentru invitație. Și vreme bună și multe vești bune, sperăm să auzim de la voi și poate pentru anul, la anul de la nord la sud, România de la nord la sud, e o idee bună. Da, o să ținem cont de asta.